pentru că ne-ați onorat cu prezența. Este o expoziție, este o expoziție inedită, după părerea noastră, pentru că Ivan Opace este cu o tehnică deosebită. Nu eu am să fiu cea care o să vorbească despre lucrările dânsului. Vreau să vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, vreau să-i mulțumesc Bogdanei Daradici, care a organizat împreună cu noi acest eveniment, să-i mulțumesc domnului Ivan Opace, pentru că este pentru prima dată în România, este prima expoziție în România și prima expoziție la Galeria Elite Profart. Vreau să vă spun că în această seară avem printre noi persoane deosebite, ca întotdeauna, dar de data aceasta îl avem din partea Ambasadei Italiei la București, pe domnul dr. Ezio Peraro, care este atașat cultural la Ambasadei Italiei la București și director al Institutului Cultural Italian la București. Îi mulțumim domniei sale care va deschide această expoziție. Vor mai lua cuvântul doamna Adina Ștefan, care este critic de artă și sigur ne va încânta și ne va pune la la dispoziție tot ce ne trebuie, materialul necesar. Mulțumim partenerilor, sponsorilor, celor care au fost alături de noi, Vinarte, restaurantul Peli Siciliani, doamna Amalia și Domenico Bellatoni, domnului Robert Williams de la WordPress, nu știu dacă greșesc cu ceva. Datorită dânsului, acest eveniment este deja promovat în Anglia. Suntem onorați și noi și Ivano că avem această onoare. Și nu în ultimul rând, le mulțumim familiei Tomov, care ne filmează, care ne fotografiază. Și nu în ultimul rând, am zis bine, este și TV, 6 TV, da? Vă mulțumim tuturor și o să-i dau cuvântul, nu știu, cred că n-am pierdut pe nimeni, n-am scăpat pe nimeni, o să vrea să vorbească și domnul Virgil Cojocaru Cover, care este artist vizual, și o să-i dau cuvântul domnului dr. Ezio Peraro.